când vine vorba de perete, muncești destul de mult și poți să ai sentimentul ăla după ce vii acasă, ești obosit, dar și mulțumit că ai muncit o zi întreagă. Aia mi se pare foarte, foarte tare. Cine este Bogdan Scutaru? Bogdan Scutaru e un tip care găsește plăcere în desen, în a desena, și are o satisfacție imensă dacă desenul e pe perete. În rest, soț, tată, cam atât. Cum ai ajuns să faci street art? De mic am fost curios de desen, să intru în tainele desenului să învăț. Pe la 16 ani, cred, am prins boala desenului pe pereți, adică graffiti, care ușor, ușor s-a amestecat cu pasiunea mea pentru desen și aia s-a transformat în street art. Cum ți-ai defini stilul? Stilul meu e realist, figurativ. Încerc să nu exagerez, să intru în zona hiperrealismului. Vreau să am lucruri interesante care se întâmplă în picturi, gen tușe pierdute, efecte de diverse genuri. Aleg să fac figurativ pentru că desenez pe stradă pentru oameni și biologic recunoaștem fețele și le putem citi cumva subconștient micile inflexiuni, un zâmbet ascuns, o privire pierdută. Astea sunt în natura noastră, să le deconstruim și să le asimilăm. Facem asta într-o clipă când ne uităm la cineva sau la altcineva. Cum ar arăta orașul ideal în viziunea ta? Sunt dintr-un oraș mic și întotdeauna mi-a plăcut să trăiesc într-un oraș liniștit. Orașul ideal nu trebuie să aibă legătură cu street art-ul sau trebuie să aibă forme de cultură. Orice oraș ar trebui să aibă. Când încă locuiam în Mărășești, aveam foarte multe lucruri de cultură care se întâmplau organizate de un profesor, de un pasionat. Eu mi-aduc aminte cu drag că mergeam la Clubul Copiilor să pictez. Ce ai fi făcut dacă nu făceai street art? Mi-ar plăcea să repar calculatoare, să fiu tâmplar, cred că iar e interesant. Poate mecanică, ceva de genul. Lucruri de-astea care îți folosești și mâinile și mintea. Adică, cumva, asta e frumos la pictura murală, că deși ai procesul creativ în care pui ideea pe foaie, pe schiță, pe ce-o pui, când vine vorba de perete, muncești destul de mult și poți să ai sentimentul ăla. După ce vii acasă, ești obosit, dar și mulțumit că ai muncit o zi întreagă. Aia mi se pare foarte, foarte tare. Ce sfat ți-ai dat ție celui de acum 10 ani? Dacă ar fi să-mi dau un sfat, m-aș fi pus serios pe treabă de atunci. Cred că am pierdut câțiva ani pe niște nișe ale artei care nu mi-au adus nicio satisfacție. Și cumva ce fac acum presupune că trebuie să învăț tot timpul. Și să faci portrete, oameni, e o sursă de învățare continuă. Nu poți să știi tot. Adică eu știu o fracțiune oricum. Cum a fost influențată activitatea ta artistică în perioada de pandemie?
Nu pot să zic că pandemia m-a afectat foarte tare, pentru că am un birou, stau și desenez oricum. În schimb, am pierdut câteva joburi, iar apoi, cumva, unele joburi au fost amânate și totul s-a compresat într-un timp scurt în care trebuie să fac mai multe chestii. Dar, în principiu, nu a fost atât de rău. În Danemarca n-am simțit nici presiunea asta a presei, a media, că să schimb regulile de la o zi la alta sau ceva, nu. Nici nu mă uit la știri atât de mult cât să mă, știi, să mă afecteze treaba asta. Cum vezi importanța artei în aceste vremuri incerte și tulburi? E un pic greu de zis cum ajută arta în vremuri incerte, pentru că sunt foarte multe tipuri de artă și de artiști. Deci, poate un anumit desen ar putea să-ți dea speranță sau să te motiveze cumva și nu știu dacă e un manifest, un protest, ar putea din contră să-ți aducă din nou în minte că ești în situația asta și nu, poate să te ajute sau nu neapărat, depinde de, cred că depinde foarte mult de lucrare, pentru că totul e atât de variat. Și street art-ul, în general, e foarte variat, pentru că nu există nicio regulă. Venim fiecare de unde venim, din graffiti, dintr-o școală, să zicem, tradițională, de pictură, de desen, de ce-o fi. Și atunci fiecare face ce vrea, în principiu. Și asta naște multe, multe, multe stiluri, genuri, abordări. Dar dacă undeva arta influențată de subconștientul artistului, ar trebui cel puțin teoretic să vadă că treci prin perioada asta incertă. Și poate nu e ceva ce putem noi vedea acum, poate critici sau știu cine peste 50 de ani, dacă o să uite cineva la lucrările noastre, o să zică, să vede clar, știi, că ei se raportează la tot ce faci, e altceva. Sigur, arta o să reflecte starea de spirit generală a oamenilor. E un fel de feedback loop în care arta influențează, dar arta e și produsul acelei societăți, cumva. Și nici nu știu care are mai mare. Adică presupun că e la fel de grele chestiile astea două. Arta o să-ți influențeze societatea și societatea arta și tot așa. Care este importanța artei din offline într-o lume din ce în ce mai ancorată în mediul virtual? Cred că dacă ne raportăm la România, odată ai lumea care se duce tot mai mult spre online și nu știu cât consumă arta acolo, și doi, galeriile de artă care nu-și fac treaba. Adică galeriile de artă nu trebuie să fie doar pentru cunoscători și nu pentru cercuri închise. Trebuie să fie pentru oameni și oamenii să intre în ele. Și galeriile pot fi și pentru omul simplu. Galerii pot fi de multe feluri. Într-una din galeriile astea trebuie să fie loc și pentru mine și pentru tine și pentru omul de rând. Ai factori ăștia doi care niciunul nu-și face treaba, adică nu ești hrănit cu nimic cultural din nicio zonă. Și atunci singura opțiune e să dai la liber arta pe stradă. E chiar singura opțiune care rămâne. Cum poți educa prin street art? Poți face mai multe lucruri, adică poți educa dacă ai un mesaj clar, poți educa oamenii că tinerii, la tineri mă gândesc, că există opțiunea să facă artă. Eu cred că știi ca în cultura afroamericană, vrei să ieși din ghetto, te faci artist de vreun fel. Ei, poți să faci treaba asta și
De fapt, cu orice. Trebuie să faci un lucru foarte bun. Dar, uite, dau exemplul meu. În Mărășești, văzut două tablouri. Cred că până am făcut, știu eu, 15, 16, 17, foarte târziu. Deci să nu vezi o pictură, asta înseamnă că tu nu ești conștient că opțiunea asta există pentru tine. Și atunci, în felul ăsta, poți să-i educi tinerii. Există și opțiunea asta. Și opțiunea asta nu e neapărat să te duc în zona street art, poți să te duc în anumite industrii. E nelimitat ce poți să faci cu talentul sau meseria asta. Ce ar trebui să știe toată lumea despre street art? Omul de rând ar trebui să știe despre street art că nu numai că există, dar că există și cineva în spate și cineva care își dă toată silința să facă ce poate mai bun. Adică nu cer omului de rând să înțeleagă ceva anume, dar să respecte. Adică să pornească de la, să zicem, zero când privește, să nu fie reticent în sensul ăsta. Și atât. Și dacă nu e reticent, tot e ok. Poate să bucure de tablou ăla fără să știe cine știe ce despre artă. Cum te-ai simțit la Zidart? M-am simțit super bine la Zidart. Am fost un pic stresat. După aia, cumva a fost pentru mine așa un val de emoții, sau poate nu emoții, dar am trecut prin mai multe chestii. Sunt super bucuros că am venit și cred că mai mult problemele tehnice, adică eu îmi petrec mult timp gândindu-mă la ce o să fac pe perete și asta cred că tinde să mă streseze un pic. Știi? Da? Cumva n-are legătură cu cum m-ați primit voi sau ceva, e doar o chestie personală. Da, mi se pare foarte tare ce faceți și dedicare și implicare și cât timp îți iau chestiile astea. Asta apreciez la ce faceți. Și când ne susțineți pe noi. Adică n-ai cum să nu iubești pe cineva care te iubește, știi?